Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod din MSK-uri. De data aceasta avem un MSK destul de special și o să facem MSK-ul ca prima dată când a apărut, că nu existau armele mitice și nimeni n-avea nicio mitică cu Surround Bound de atomizator și Bundle Bust în care dai la cristale. De data aceasta suntem tot cu Rareș, Raven și Octa. Sunteți pregătiți? Da. Da? Da. Bun, am dat asta la MSK. De data asta o să fie greu pentru că nu avem lansatorul mitic. Pentru a da în miniboss, nu avem pentru cristale lansatorul mitic și nici mâna. Dar Surround Pound-ul e cam aceeași ca mâna. Toată lumea e pregătită? Sigur. Da? Da? Sigur? Normal. Pentru n-am fost pregătit. Să sperăm că virgulă câștigăm. O să fie destul de greu. Știți deja ce aveți de făcut? Acum toți trebuie să dăm cristale și în miniboss. Deci toți trebuie să ne concentrăm. Când vedeți minibossul, direct să vă duceți la el. Și cristalele să dați de fiecare dată când aveți ocazia în ele. Asta e cel mai important. Connecting. 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 A băgat pe cea până acum? Nu, i-am dat vreo Acum am dat launch, că am făcut și ceva. 30 de secunde. Am Ok. 30 de secunde. Perfect, m-a băgat deja oricum. Ok. Trei ufăre. Acum o să fie că cu ufărele. Mai, ufăre, să poți să iei ufăre rareși, nu? Eu nu joc fără. Ah, ok. Păi puteai să iei casa, că eu am destule ufăre, am 12. Dacă încă e. Dar erau bune. Ce pot să zic că-s... Na. Stai. Deci presupun că nu e bun. Laser. La seara. Ați început deja să te loading. Păi da. Pentru că tu n-ai dat launch din prima. Asta e? Stai că mă Deci bag stăm acum cu imediat. Surround Pound-ul. Gata, m-am băgat Auzi. în nou meci și acum dau. Doamne, cât de puțin damage. I-am zis double, Mini-boss-ul. dar... Păi bag treatment. Doamne, cât de puțin damage se dă. Așa era înainte. Bine, de atunci am mers că o să fac mai greu decât la început. Dar cred că încă putem să refacem tot. Că nu existau miticele. Dacă ai avut lansatorul mitic prima armă, erai chemat peste tot. Nu a murit? Cineva se ducă după Juni. Gata, veni Raven. Da, dă Da, direct puțin viața. damage, Raven, Raven. Așa. Cristalul un milșoc? Da, criticale? Câte multe criticale? Bun, măcar un... Primul cristal, mi se pare. Și Nu atunci mai prima chiar dată să se sperie respawn. cineva, frega. Mamba, nu. Nu, se mișcă. Haide. Ezi, dar pe voi, băieții? Junior, ai Da, grijă? deja mă ia la sevă, nu mai am șanse. Și am murit în zonă. Mă duc, mă duc la junior, mă duc la junior. Dă direct viață. Că e și miniboss. Hai, dă-mi la miniboss. Deschide de bolovan. Da, măcar cu deatomizatorul poți pur și simplu să dai 5 zombie de lângă. Și smog din nou. Alo? Miniboss-ul mor măcar? Da. Da. O piatră fix la mine. Na, se Da, pare greu în dă scaun. viața, Rageș, Rageș, viața. Tu aveai. Dar a venit Raven, ok. E ok. Laser tot aici. Mă rog, mi-a dat puțin Doamne, damage. cât de ghinion. E pe mână? Hai, hai low. Perfect. Cred Spike. că mai avem încă unul, cel Mamă, puțin. mă mir. Bine, avem mari ignori. Uite cât de mult s-a stăgurit și zombii vin în continuu și nu se opresc. Era mai ușor, mă, atunci. Hai, că mi Mult se mai pare că un ușor. cristal e one-shot asta, de pe shoulder. Da, e low. E low. Nu, S-a dar nu e spart. ultimul, nu e ultimul. 3. Acum vine miniboss. Trebuie să mergem toți pe Acum mi miniboss. se pare că ăsta e al patrulea, mi se pare. Da, deci trebuie să mergem Cristalul toți pe care se... miniboss. E fix aici miniboss.
Mamă, cât damage-ul. Oh, e pe mână? Mână. Mă dau criticale. Sus, sus, sus. Sus. Hai sus. Acum cu surround pound-ul cum o să fie? Double jump. Ca să te duci mai rapid. Așa. Na. 1600. Foarte bine. Mă merg cum am dat eu 2000. Nice, foarte bine. Cu surround pound e ceva. Bine, parcurile pe aceste arme sunt acestea, critical reload, crit damage, crit damage, energy pentru că doar atâta poți pe de atomizator, vedeți și voi, și pe surround pound damage cu crit damage, damage, crit damage, attack speed, mini boss-ul, da. Sub construcție. Da, e și în spate cristalul, încerc să dau cristalul, dar n-am putut. Așa. Doamne, ce puțin damage primește. Pe mână, laser, laser la toți. Laser. Vine acum damage-ul mare. Bun, dat. Nu am, ce greu, pe mână. Bună. Totuși. Putem? Nice. Part. Parcă e diferit acum cu dat, de cu bundle boss-ul. E mai ok, nu mai ai șansa aia. Ratez odată cristalul cu lansatorul și după iar trebuie să te concentrezi pe el. Aici dacă ai șansă să-l pălești din prima, dacă nu, l-ai pierdut. Ce și mult damage dacă dai toate criticalele. Mai și explodează și dă extra damage. Haideți, e pe sub braț, nu, pe spate, pe spate. E low? Da. Bun. I-am dat vreo 8 criticale, nu știu cum. Foarte bine. Deci am dat 2, atât. Cât mai multe criticale, cât mai bine. Mini boss, să aveți grijă. Se spawnează la... E fix la mine, sub mine? Da, voi. Dar e și cristal sub braț, pe partea de-a... Sunteți tu la cristalul? Cristalul, da, du-te pe cristal. Mă ocup eu de minibo. Hai. Nu, n-am putut, te erau așa. N-are nimic, ai dat, l-ai făcut low. Mi se tășură, ai venit. E sub braț din nou, dar pe partea stângă de data asta. Am venit, stai că dau cristal. Fix mâna se pune în față. Jumătate viață am dat. E mil joc? Ce? Ok, asta a fost distrus extrem de ușor. Cred că mai avem 2 de distrus. Hai. E mai arată că sunt zonă în continuu. E bu, nu mai probleme. Da, bolovan pe mine. Sub braț din nou. E pe partea... Gata, da, gata. Part? Încă unul mai avem. Cred. Acum ar trebui să vină și minibossul. Aveți grijă? Reset-ul, miniboss-ul și după aia... Dăm cristală. Miniboss-ul... Să faceți dacă... Dacă a făcut junior pe de-a... Da, vine miniboss. Dacă junior a făcut pe de-a cristalul, că noi toți trei pe mini. Junior e la tine? Da, cristalul dau. Dar e miniboss tot aici, da. Ai grijă că să nu dai cristalul, că poate n-am dat miniboss-ul. Hai sus. Lăsați miniboss-ul, nu, lăsați-l, e relevant. Îl folosim dacă avem nevoie să plece zona în spate. Hai, aoleu, construiesc cât mai mult. Ninja la el, rapid. Rapid, cu de atomizatorul. Ce ciudat e așa să dai. Cât de multe de astea sunt. Înainte de reset. No! GG. Aproape, aproape. S-a fost foarte rapid, GG. Frumos. GG. Frumos. Am jucat cam greu cu cristalele. Da, cristalele au fost cel mai grele. Nu dădeai destul de mult cu deatomizatorul. Și mai ales când dădeai cu deatomizatorul în miniboss, se dădea puțin damage. Bandă-l vas în cristale, a fost frumos. Sper că a plăcut episodul acesta, a fost destul de greu, nu? Bine. Probabil, adică da. Cu puterea noastră, nu, combinată e destul de ușor. Deci sper că v-a plăcut episodul, a fost destul de interesant din punct de vedere că faptul atunci prima dată când a apărut a fost mult mai ușor decât acum, pentru că s-a modificat ca să fie puțin mai greu decât cum a fost la început, dar încă merge lucrurile acestea, deci dacă nu aveți mitice puteți folosiți fix acest loadout cu bundle pass, de atomizator și surround pound pentru toate astea, ar fi destul de ușor și ne vedem data viitoare la următorul episod din Mesca, sper că v-a plăcut și nu uitați să apăsați butonul de like dacă ați ajuns până aici.